Să vorbim acum și pentru fiecare zodie în parte. Prima, începem cu șobolanul. Șobolanul. Da? Vom avea imediat și anii pe ecran, dar să-i și menționăm. 48, 60, 72, 84, 96, 2008, 2020. Pentru nativii șobolan. Ce lună este luna aprilie pentru ei? Sper să nu-i dezamăgim prea tare. Din fericire este lună de aliat, dar vine cu mici greutăți și obstacole. Trebuie să fie puțin mai atenți la sănătate. Trebuie să aibă grijă chiar și în profesia lor să fie să nu ia gura pe dinainte, fie să încerce să analizeze puțin mai în profunzime. Ei, fiind oameni de acțiune, trag concluzii mai pripite sau sunt uneori și impulsivi. Ar vrea să facă totul de ieri, dacă s-ar putea, și pot să facă greșeli mai multe decât și-ar putea închipui. Trebuie să aibă grijă în călătorii, în ce sens, sigur, tot ce depinde de ei, ce pot ei să facă. Și este una din lunile mai slabe ale anului, deci nu este o lună în care potrivită să ia decizii majore sau să riște cu sănătatea, deci încercați șobolanii, dacă se poate, pentru cei care, mă rog, ați avut anumite afecțiuni sau aveți anumite probleme de sănătate, să nu riscați, să nu începeți un tratament nou fără să întrebați trei doctori și care să aibă aceeași părere, evident. Nu e o lună bună pentru operații în cazul șobolanilor, deși există zile mai bune, dacă chiar este o urgență, noi nu spunem nu faceți, da, dacă doctorul recomandă, dar e bine să fie puțină mai multă precauție și să se aleagă o zi mai bună pentru ei, deci cu o energie bună a zilei, cu o zodie bună a zilei, un element care să-i favorizeze, și acestea pot fi aflate în calendare. În calendarul nostru aveți informațiile. Așadar, e bine să nu riște și să nu se hazardeze în această lună. În funcție de ce spuneai tu mai devreme, deci șobolanii practic au o lună un pic mai turbulentă, da, din această cauză, pentru că vine steaua 5 deasupra noastră, steaua lunară. Eu le-aș da sfatul să nu conducă în mașini cu mistreți sau cu șerpi. Vreau să vă spun că, de exemplu, în luna asta în care mie îmi vine steaua 5, eu o să călătoresc, da? Asta nu înseamnă că ziua în care voi călători, dacă eu am ales-o cum trebuie, este o zi periculoasă. Da? Da. Pot să transform totul în lucruri bune. Vreau să vă spun că șobolanii nu sunt atât de afectați din cauza accidentelor luna aceasta. Pot să facă bani, dar cu o singură condiție, să-și cunoască lungul nasului. Nu pot să se cațere pe o scară de asta foarte sus, așa să sară trepte. Sunt subiectul bârfelor, subiectul certurilor, mai ales pentru cei care au business-urile lor. Da? În rest, ei sunt ajutați, exact cum v-a spus și Anca, de acest dragon care este prietenul lor. Și, din nou, trebuie să spunem, atenție mare la condus. Dar nu dacă sunteți singuri în mașină, ci dacă aveți un mistreț sau un șerpișor. Vreau să vă arăt patroana acestei zodii. Patroana protectoare este Kuan Yin sau Avalokiteshvara. Este același lucru. Sunt două carduri aici. Carduri metalice, da, care se pot purta în locul unei amulete, de exemplu. Deci ca să nu ne încărcăm cu o amuletă, mai ales dacă călătorim, avem aici două carduri. Kuan Yin, da? Și Avalokiteshvara reprezintă același lucru, numai că aici avem o mantră foarte complexă, da? Și e bine să o mai citim din când în când, în cazul în care suntem șobolani, sau măcar să o purtăm asupra noastră dacă e prea greu. Sunt scrise literele noastre, deci este relativ ușor. O variantă, iată, din zilele noastre, ceva mai simplă, carduri metalice care să înlocuiască amuletele. Este un, oricare dintre ele este un card de protecție, da? Deci ele două sunt carduri de protecție pentru nativii șobolani și într-adevăr sunt bune în orice an, în orice lună, dar mai ales în aceste luni sau în anii în care șobolanul poate să fie afectat. Care este atenționarea pentru ei de bază? Sănătatea, aș spune. Asta este de bază. Sănătatea este pentru că, vedeți dumneavoastră, există șobolani, deci șobolanul știm că e întotdeauna apă yang. Deci întotdeauna este apă yang. Anul acesta avem
acest mistreț care este altă apă. Și totdeauna când se întâlnesc prea multe ape, oamenii sunt subiectul unor fie atacuri cerebrale, probleme de sănătate care apar din neant. Depinde foarte mult de tot chartul. Nu spunem că șobolanii sunt afectați de acest toți de acest lucru. Din contră, șobolanii sunt afectați luna asta de faptul că pot să facă bani. Și să facă bani destui. Da, și pot să nu-și găsească liniștea, apar niște oportunități, sănătatea poate nu-i ajută la maximum, trebuie să, și să aibă acest lucru în vedere, să aibă grijă la... probabil vor avea nopții de insomnii sau mici atenționări, mici probleme, trebuie să-și asculte corpul, trebuie să fie puțin atenți și în rest, ce-ar mai fi o a doua atenționare, să spun, în relaționare, pot să fie prost înțeleși. Pentru că ei au la bază o stea foarte bună anul acesta, care îi face carismatici, îi face mai binevoitori chiar, dar această stea lunară vine și le mai pune obstacole. Revenind după publicitate cu nativii. Am revenit să continuăm să vedem și ce lucruri de care ar trebui să țină cont. Dacă îmi permiți, aș vrea în primul rând să mulțumesc doamnei astrologe de lângă noi, domnișoarei astrolog, pentru lecția de astrologie vestică care ne-a predat-o. Și asta mă face să fiu și mai supărat pe ea, pentru faptul că se risipește, exact ce spuneam despre dragoni, se risipește în a nu-și aprecia calitățile. Am terminat. Noapte bună. Bivolul, după cum a zis Anca, da.